Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani ar fi plecat împreună cu noul iubit în Paris. Ramona Olaru a postat mai multe imagini din Paris, moment în care a mărturisit că a plecat din țară pentru un weekend. După despărțirea de Cătălin Cazacu, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a tot dat de înțeles că este implicată într-o nouă relație, dar a ținut totul la secret de curând. Blondina s-a dat de gol că s-ar iubi cu un bărbat din lumea bună a capitalei, cu 9 ani mai mic decât ea, asta după ce au postat mai multe imagini pe Instagram. Fanii au analizat detaliile și totul indica faptul că Ramona Olaru este împreună cu Mircea Babagianu, un cunoscut milionar. Cu toate că inițial s-a crezut că tânărul o curtează pe Ramona Olaru, lucrurile stau altfel, asta pentru că i-a postat imagini din Paris, în timp ce el se află în Kyoto, Japonia, ceea ce poate însemna că zvonurile dintre cei doi nu sunt adevărate. Mircea Babagianu este cunoscut în lumea mondenă, după ce a avut o relație cu Elena Economu, și ea la fel de celebră precum milionarul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.